Bine ați revenit! Cele trei întrebări la care trebuie să dau răspunsurile azi erau despre mașini electrice mici, mașinuțe de divertisment, de curse de divertisment, pe care le-am numit A, B, respectiv C. Ele se deplasează fiecare cu o anumită viteză, viteza caracteristică ei, și se deplasează întotdeauna cu această viteză, iar pe parcursul unei curse, viteza lor este constantă. Cursele au loc întotdeauna pe distanța de 100 de metri. Vă propun să revedem pe rând întrebările. Prima întrebare. Dacă concurează A cu B, A câștigă cu un avans de 20 de metri. Dacă concurează A cu C, tot A câștigă cu un avans de 30 de metri. Dacă punem să concureze B cu C, cu câți metri avans va câștiga B? Aceasta este întrebarea la care m-am referit când am spus că una dintre întrebări are un răspuns care se poate găsi atât folosind ecuații cinematice, adică folosind une de fizică, cât și fără fizică. Să vă arăt rezolvarea fără fizică. Nu și fără un pic de matematică. Dacă A termină cu un avans de 20 de metri față de B și mișcările lor au loc cu viteză constantă, atunci în orice interval de timp, distanța parcursă de B reprezintă 80% din distanța parcursă de A. Dacă nu vă e clar de ce, pentru că în mișcarea uniformă, distanța parcursă este proporțională cu durata mișcării. Așa că dacă se schimbă durata deplasării, se schimbă proporțional ambele distanțe despre care vorbim, dar raportul lor rămâne același. Același raționament ne duce la concluzia că dacă A câștigă cu un avans de 30 de metri față de C, distanța parcursă de C va reprezenta întotdeauna 70% din distanța parcursă de A în același interval de timp. Dar dacă B parcurge 80% din distanța parcursă de A, iar C 70% din această distanță, înseamnă că raportul dintre distanța parcursă de C și cea parcursă de B în același interval de timp, raport pe care îl putem găsi împărțind cele două distanțe, este, așa cum vedeți, 7 pe 8. Înseamnă că dacă B parcurge 100 de metri, ca să termine cursa, C parcurge 7 optimi din această distanță, adică 87,5 metri. Și mai înseamnă că B termină cu 100 minus 87,5 metri avans, adică cu 12 metri și jumătate. Deci răspunsul la prima întrebare este B câștigă cursa cu C cu un avans de 12 metri și jumătate. Să revedem a doua întrebare. A doua întrebare. Dacă concurează A cu B, câștigă cu un avans de 4 secunde. Dacă concurează A cu C, câștigă cu un avans de 9 secunde. Dacă punem să concureze B cu C, cu câte secunde avans câștigă B? Aceasta este întrebarea la care m-am referit când am spus că una dintre întrebări este foarte ușoară. Gândiți-vă că cele trei mașinuțe ar concura simultan, toate trei în aceeași cursă. Atunci B ar sosi la 4 secunde după A, iar C ar sosi la 9 secunde după A. Atunci cât timp trece din momentul în care B trece linia de sosire și momentul în care C trece linia de sosire? 9 minus 4, adică 5 secunde. Dacă n-ați înțeles de ce, gândiți-vă așa. Acum sosește A, după 4 secunde sosește B și după încă 5 secunde sosește C. Pentru că avansul temporal între A și C este de 9 secunde. Și acum a treia întrebare. A treia întrebare. Atenție, de data asta cunoaștem ceva în plus. Și anume că mașina A parcurge cei 100 de metri în 28 de secunde. Când concurează A cu B, A câștigă cu 20 de metri avans. Când concurează A cu C,
din nou câștigă A cu 30 de metri avans. Dacă concurează B cu C, cu ce avans de timp câștigă B? Adică cu câte secunde ajunge la linia de sosire B înaintea lui C? Aceasta este întrebarea la care m-am referit spunând că găsirea răspunsului presupune cunoașterea formulei vitezei și mai presupune și un pic de aritmetică. Dacă nu vă plac aceste lucruri, treceți mai departe. Eu încerc să prezint atât întrebări la care putem răspunde folosind doar logica, cât și întrebări la care putem răspunde dacă folosim un pic de aritmetică și un pic de fizică, ca să fie pentru toate gusturile. Viteza este raportul dintre distanța parcursă de un mobil și timpul în care a parcurs distanța respectivă. De fapt, așa se definește viteza medie. Dar în cazul mișcărilor uniforme, cum sunt mișcările mașinuțelor noastre, viteza medie este egală cu viteza în orice moment, cu așa numita viteză instantanee și pe orice interval de timp. Dacă A termină cu un avans de 20 de metri față de B, înseamnă că în timpul în care A a parcurs o anumită distanță, B parcurge 80% din distanța respectivă și asta mai înseamnă că viteza lui B este și ea 80% din viteza lui A. Dacă nu înțelegeți de ce, vedeți cum se calculează distanțele parcurse de B și A în același timp notat cu T. Și puteți observa că dacă împărțim distanțele, obținem această proporție care ne arată că raportul vitezelor este același cu raportul distanțelor. Și raportul distanțelor este 80 pe 100. Și atunci și raportul VB pe VA va fi 80 supra 100. Sau după ce simplificăm, VB va fi egal cu 4 pe 5 înmulțit cu VA. Urmând același raționament, putem afla că V indice C este 7 pe 10 din V indice A. Dar din datele pe care le avem la întrebarea a treia, putem calcula viteza lui A, ea fiind egală cu 100 de metri supra 28 de secunde, sau 25 pe 7 metri pe secundă, după ce simplificăm cu 4. Și acum putem calcula și celelalte viteze, vedeți calculele aici. Și dacă știm vitezele, putem calcula și cât timp le trebuie mașinilor C și B ca să parcurgă cei 100 de metri, ca să termine cursa. Putem face asta prin împărțirea distanței la viteză, așa cum vedeți. Și calculele ne arată că B are nevoie de 35 de secunde ca să termine cursa, în timp ce mașinuța C are nevoie de 40 de secunde pentru a termina cursa. Și dacă B termină cursa în 35 de secunde și C în 40 de secunde, înseamnă că avansul temporal al lui B va fi de 5 secunde. Și am răspuns și la întrebarea mai grea. Am primit doar două răspunsuri corecte de la Dumitru Antonie și Daniela Carmen Băluță. Le mulțumesc și îi felicit. Poate că s-au încumetat mai puțin să răspundă pentru că găsirea răspunsurilor a presupus și un pic de fizică și un pic de aritmetică. De aceea, pentru azi, am ales o întrebare cu un răspuns care se poate găsi fără matematică și fără fizică. Deci, fără fizică, fără matematică. O întrebare doar de logică. Într-o cameră se găsesc 5 cutii de carton, așa cum sunt cele din desen, să le spunem cutiile 1, 2, 3, 4 și 5. Ele sunt așezate în șir, în ordinea pe care o vedeți. Într-una dintre cutii se găsește un laptop foarte performant, deci și foarte scump. Și ți se propune un pariu care se desfășoară după următorul regulament. Întâi, intri în cameră și alegi o cutie. Dacă laptopul este în cutia respectivă, ai câștigat. Laptopul este al tău. Dar dacă nu, trebuie să ieși din cameră și cineva din cameră, evident, schimbă locul laptopului, îl mută dintr-o cutie în alta, obligatoriu. Atenție, trebuie să-i schimbe locul, dar nu oricum, ci într-o cutie vecină cutiei în care era.
Adică dacă a fost în cutia cu numărul 1, nu poate să-l mute decât în cutia cu numărul 2. Dacă a fost în 5, nu-l poate muta decât în 4. Dar dacă a fost într-una din cutiile 2, 3 sau 4, atunci poate să-l mute atât la stânga cât și la dreapta, în oricare cutie vecină. După ce este mutat laptopul, intri din nou în cameră și alege cutie și lucrurile se repetă. Dacă laptopul este în acea cutie, ai câștigat laptopul. Dacă nu, trebuie să ieși din cameră și cineva mută din nou, obligatoriu, laptopul îi schimbă locul, respectând regula pe care v-am spus-o, adică îl poate muta doar într-o cutie vecină. Dacă nu ghicești din N încercări, trebuie să plătești de N ori prețul laptopului, adică mult. Iar N e limitat la 6. Deci numărul maxim de încercări permise este 6 și trebuie să anunți de la început câte încercări vrei să faci. Așa că pariul începe prin declarația ta, voi încerca de, să spunem, 4 ori, de 5 ori, de 3 ori, de 6 ori, de 2 ori, o dată, cât vrei, dar nu mai mult de 6. Și acum vine întrebarea, deoarece în caz de pierderea pariului ai de plătit o sumă mare, mai ales dacă vrei să ai mai multe încercări, ar fi bine ca, dacă ai de gând să accepți pariul, să găsești o strategie care să-ți mărească șansele de câștig. Poate chiar să-ți asigure câștigul. Poți găsi o astfel de strategie și dacă da, pe câte încercări se bazează și care este strategia respectivă. Succes pe săptămâna viitoare!